știi ce vrei, e imposibil să nu găsești ce cauți. Fii mai puțin curios cu privire la oameni și mai mult curios cu privire la idei. Drumul progresului nu este nici scurt și nici fără dificultăți. Nu dăm niciodată atenție la ceea ce s-a făcut. Nu vedem decât ceea ce a rămas de făcut. Primul principiu în viață, să nu te dai bătut în fața oamenilor sau a întâmplărilor. Este important să facem din viață vis și din vis realitate. Nu trebuie să-ți fie frică de nimic în viață, trebuie doar să înțelegi. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai mult simțim că trebuie să ne bucurăm de momentul prezent. Trebuie să avem perseverență și, mai presus de toate, încredere în noi înșine. Să nu-ți fie teamă de perfecțiune, oricum nu o să o atingi niciodată. Trebuie să credem că avem un dar pentru ceva anume și că trebuie să obținem acest lucru. Pentru o femeie, sexul după 45 de ani este considerat a fi cel mai bun din viața ei. Nu trebuie să vă temeți niciodată de ceea ce faceți atunci când este corect. Cele trei chei ale magnetismului sexual sunt curiozitatea neobosită, pasiunea nestăvilită și dorința arzătoare de cunoaștere. Răspunsul sexual al femeii după 45 de ani se observă că atitudinea ei față de plăcere este ca un vin bun. Odată cu vârsta, devine mai prețios și mai savuros, iar petrecerea timpului cu ea devine cu adevărat de neuitat. Ai curajul să gândești cu capul. Acest lucru îți va dubla încrederea și puterile. Sunt unul dintre cei care cred, la fel ca Nobel, că omenirea va trage mai mult bine decât rău din noile descoperiri. În inima mea, România a fost mereu un foc nestins de libertate. Nu am luptat pentru glorie sau recunoaștere, ci pentru a apăra pământul meu. În mijlocul războiului, am găsit curajul să mă ridic pentru ceea ce este drept. Oricât de grele ar fi fost bătăliile, am crezut în victoria finală a binelui asupra răului. Nu m-am temut de moarte, pentru că știam că sacrificiul meu va contribui la libertatea țării mele. Femeile pot fi la fel de puternice ca bărbații atât pe câmpul de luptă cât și în viață. Am învățat că forța care ne poartă prin cele mai întunecate momente este curajul. Luptând pentru România, am găsit adevărata mea menire. Fiecare zi pe front a fost o lecție despre puterea rezilienței umane. În război, am învățat că frica poate fi învinsă prin determinare și credință. Fără chef de sex, sunt doar soțiile care au uitat că iubirea trebuie să crească și să se îngrijească ca un grădinar grijuliu pentru floarea ei cea mai prețioasă, căsnicia. Moartea nu înseamnă sfârșitul, ci o continuare a luptei noastre în memoria celor căzuți. Pentru fiecare picătură de sânge vărsat, am sperat la o Românie mai bună. Am crezut într-un vis mai mare pentru țara mea și am luptat pentru a-l face realitate.
cere ceea ce ai nevoie și pregătește-te pentru a primi. Dacă încerci tot timpul să fii normal, nu vei ști niciodată cât de formidabil poți fi. Când știi mai bine, faci mai bine. Dăruirea, printre celelalte beneficii ale sale, eliberează sufletul celui care dăruiește. Când oamenii îți spun cine sunt, crede-i, dar când ei încearcă să-ți spună cine ești, nu-i mai crede. Dorința de a ajunge la stele este ambițioasă. Dorința de a ajunge la inimi este înțeleaptă. Bucuria este tot ce ne trebuie. Avem nevoie de dragoste așa cum avem nevoie de apă. Avem nevoie unul de altul așa cum avem nevoie de pământul pe care îl împărtășim. Dacă eu nu sunt bună cu mine, cum mă pot aștepta să fie alții buni cu mine? Indiferent de ceea ce se întâmplă, indiferent de cât de rea pare ziua de astăzi, viața merge în mod sigur mai departe, iar mâine va fi mai bine. Izvorul creativității nu seacă niciodată. Cu cât extragi mai mult din el, cu atât se umple mai mult. Curajul este cea mai importantă virtute, întrucât fără curaj nu-ți poți pune în practică nicio altă virtute. Exciți tare o femeie matură atunci când o faci să se simtă ca la 20 de ani. Dacă cineva este norocos, o fantezie solitară se poate transforma într-un milion de realități. Viața nu se măsoară după numărul de respirații, ci după numărul momentelor care îți taie respirația. Fiecare om merită o zi de pauză în care să nu se confrunte cu probleme și în care să nu caute soluții. Recunoști femeile fără libido după cum stau la marginea vieții, uitând că sunt făurite din același dans sacru al dorinței. Femeile care par de treabă, de fapt, își protejează intimitatea cu grijă, dezvăluind doar câte puține petale din floarea lor interioară. Cuvintele înseamnă mai mult decât ceea ce este scris pe hârtie. Este nevoie de voce umană pentru a le infuza cu un sens mai profund. Succesul presupune să-ți placă de tine, să-ți placă ceea ce faci și cum faci. Indiferent de câte ori vei pierde, niciodată nu te da bătut. Care dintre aceste citate te-au impresionat? Împărtășește-ți opinia în secțiunea de comentarii. Într-o zi, această cunoaștere îți va fi de folos. Mulțumim pentru vizionare!